Coroana, Krone, cum s-a numit la început, este considerat primul hotel modern din oraș și reprezintă una dintre bijuteriile arhitecturale ale Brașovului. Elegantul hotel a fost ridicat în 1910 și pentru a răspunde cererii tot mai mari de locuri de cazare, în 1927 se extinde până în strada Postăvarului. Clădirea atrage privirile prin arhitectura Art Nouveau și baroc, având toate serviciile unui hotel modern. Iată cum suna o reclamă a vremii pentru atragerea clienților la Coroana. O casă de prim rang, 100 de camere cu confort modern, lumină electrică proprie, ascensor, încălzire centrală, băi în hotel, garaj pentru automobile, bucătăria cea mai aleasă, vinurile și licorile cele mai fine. De la gară, turiștii veneau cu trăsura, iar apoi cu mașina de piață, un fel de taxi de azi. Hotelul avea și un omnibus care făcea curse oraș-gară și ziua și noaptea. Pe lângă vilegia turiștii obișnuiți, la Coroana trăgeau scriitori sau pictori celebri, care își petreceau la Brașov câteva luni de vacanță. Tot aici a avut loc prima așezătoare literară din Brașov în anul 1923. Sunt renumite șuietele de la cafeneaua hotelului, la care luau parte George Coșbuc, Cincinat Pavelescu, Lucian Blaga, Octavian Goga sau Emil Cioran. În perioada în care a fost profesor la liceul Andrei Șaguna, tânărul filozof de 26 de ani putea fi găsit mereu la o cafea după ore, la o masă de la Clubul Coroana, loc istoric asemenea cafenelelor vieneze. În iarna lui 37, Cioran a scris volumul Lacrimi și Sfinți, în camera unde stătea în chirie într-o casă de pe livada poștei. Pentru scriitorul Mihail Sebastian, Brașovul apare pe fundal în romanul Accidentul, iar hotelul Coroana este un reper între personajele Nora și Paul. Coroana a fost cel mai atrăgător și select hotel din Brașov până în 1939, când a intrat în concurență cu Aro Palace.